Hai să arăt ceva. Niște Adidas, tot așa, deosebiți. King și Kong. Pic și Poc. Nu știu cum. Adidas, Jeremy Scott. Stai un pic. Stai pe frecvență! Acum, imediat. Așa-i stângă, așa-i dreptul, da? 44, ăștia sunt mâinile mele. Ia uite-i! Cum le spunem la ăștia? Mai multele ucigașe, nu știu cum. Da, au haine astea îmbrăcăm, au și mâini, da? Au și mâini, au și căpățână, ce căpățână mare are? Au și haina asta, vezi, că aici se dă jos haina asta Adidas. Sunt îmbrăcate mai multele. Da, stai. Stai pe frecvență că imediat. Ia să vedem. Da, se dă jos. Niciodată nu i-am purtat decât când m-am cap mine ca să mă pun pe internet. Atât. Când am vrut să mă dau balosan, cândva, de mult, să mă pun pe interneturi. Da? Uite aici. Hai că ți-arăt așa. Close-up, cum se spune. Ce cap are. Parcă, păi, parcă se dă în roller coaster, știi? Woohoo! Exact așa parcă-i. Parcă se dă în roller coaster, n-ala, în jos, așa. Ia, uite-l. Ce stai, uite-te la cameră, bulangiule. Ce stai așa supărat. Ia, uite, acum, da, chiar, acum chiar se uită. A, așa. Uite, scrie, cred că scrie, da? Adidas. Jeremy Scott scrie aici? Scrie și aici. Da, nu mai. Se știe. Deci Jeremy Scott. Asta e. Numai că nu știu cum le spune la model. Recunosc, băi, nu mai am pasiunea asta. Eu acum i-am găsit și am zis că hai să fac un review, o recenzie. Să spun așa ca idee. Bă, frate, în primul și în primul rând, uite un pic la materialul ăsta. Hai că ăsta mai speli. Bulangiul ăsta îl speli, da? La ăsta, plușul ăsta, hai că ăsta e negru. Nu știu, frate. Nu știu, frate. Doar dacă iei ușurel, mergi cu mașina, te duci până la mall, te descarci, acolo te cobori și te duci, te urci în mall, te plimbi prin mall și... sau un pic prin parc, dacă nu-i noroi. În rest, nu știu cum poți să speli tu asta. Nu știu, frate. Stai din piele, din puță, din maimuță. Să zic aici. Bă, pe bun, acum vorbesc acum serios. Așa la... dacă mă uit așa... bă, îmi place al dracu cum arată, știi? Uite. Îmi place al dracu cum arată. Chiar îmi place cum arată așa. Ia. Ia uite pe băieți. Chiar așa ca o maimuță din asta. Problema numărul 1. Este ăsta când se murdărește. Eu nu știu ce cum poți să-i speli ușurel, știi, dacă se murdăresc de praf, de noroi, dacă nu știu exact. Dar problema numărul 2. Eu atât i-am încălțat. Bine, în afară atunci când m-am căcat pe mine și am făcut poze și așa și m-am pus pe internetul care poze sunt șterse pe Facebook și pe Instagram și le-am șters că nu mai sunt eu băiatul ăla. Dar problema numărul 2 este că te încalți greu. Asta e, da. Te încalți foarte greu. Băi, băiatule, deci pur și simplu mă ia scârba. Când știu câte să mă încalți. Am încercat să mă încalți astăzi. Nici nu m-am gata. Mi-am băgat picioarele. Când am văzut, dar nu înțeleg de ce. Au căpățânoiul ăsta mare și aici vin un pic, nu știu, dar 44, mă. 44. 44. Dar nu știu care e treaba cu ei. Și 2, bă, băiatule, te încălzești în edit, ia toți dracii. Mă duc aminte o dată la fel, acum mai mult, mai de mult. Când ne-am cumpărat atunci, aia mai am încălțat. Și am zis că așa se dansează niște Seawalk. Cine știe care ce e Seawalk-ul? Niște Seawalk și... băi, frate, într-un sfert de oi eram transpirat tot. Îți groși în carne, bă, frate. Îți groși ăștia. Gândește-o, uite căpățânoiul ăsta. Asta e antivânt, nu știu, e anti... auto ce căpățână mare are aici. Auto-l cum e strânge decât pe asta. Bă, bulangiule!
Faci sulă mare în fața mea? Exact așa poți să-i spui. Când ești nervos, le pierzi. Bă, măi, sulă. Tu faci din astea cu mine? Exact așa faci, da? În loc să-ți iei... În loc să iei pe altcineva. Îl iei pe ăsta. Da! Băi, a, cât a costat. Ăsta mă... Ia de mult și pe de pe eBay. Era de mult, frate. Nu mai știu când a pe ei. Nici n-am cum să caut în istoric pe eBay. Tocmai de acum, 6-7 ani. Nu știu. N-am nicio idee. Chiar nu mai știu. La vremea aia nu prea îmi păsa mie de cât dădeam pe lucruri. Dar... Indiferent cât costă, ascultă la mine. Indiferent cât costă, dacă nu ai foarte mulți bani, nu merge să cumperi niciodată. Dacă știi că nu-i porți. Da? Asta-i. Indiferent. Pentru că dacă știi sigur că nu-i porți, e doar așa de frumusețe, nu merită. Pur și simplu. Da? Dacă ești pasionat de a-i da și îți place ție să ai așa și să... Nu știu. Băi, sau poate vrei să faci un... Nu știu. Să apar în niște scene cu ei, să faci niște videouri, să faci... Poate dă bine. Poate da. Poate. Uite cum am făcut eu acum recenzia asta, da? Că am avut la ce. Să spune ceva mai deosebit. Să spune ceva mai... Altfel. Că să mor dacă nu, că am făcut numai review-uri la tot felul de chestii, că ce am și eu, dar nu-i... Nu sunt miliardar. Ce îmi vine și mie și să fac. Da, aia e altă treabă. Hai, ne auzim, pa!